În direct cu noi este și medicul Tudor Ciohodaru. Bună ziua, domnule Ciohodaru, vă mulțumesc că vorbeați și vin aceste sfaturi de la specialiști. Ce trebuie să facem în caz de cutremuri? Care ar putea să fie cele mai mari greșeli, domnule doctor, pe care le putem face în caz de cutremur major la noi în țară? Am văzut evident ceea ce s-ar putea întâmpla. Este un scenariu de SU la 7,5, domnule doctor, 7,5 pe scara Richter. Ce trebuie să facem, ce trebuie să nu facem, vă rog? Doamna Popescu, deci un ghid de supraviețuire la cutremur îl găsiți și la mine pe Facebook, ar trebui să fie predat în toate școlile din România. Pentru că aceste noțiuni de prim ajutor, a ști să intervii corect într-o astfel de situație de risc, dacă sunt cunoscute toate aceste noțiuni, precum alfabetul sau tabla mulțirii, putem face diferența dintre viață și moarte. Așa că, atunci când sunteți într-o clădire, rămâneți acolo și protejați-vă. Ghidurile americane și japoneze spun că trebuie să facem acelea trei simple mișcări care ne asigură protecția individuală. Ceea ce înseamnă duck, cover and hold, adică ghemuit, acoperit, protejat, pe coate și genunchi, cu fața spre podea și acoperind capul cu mâinile, iar întotdeauna găsiți un obiect mare, voluminos, lângă care să vă adăpostiți, pentru că acolo se stabilește acel triunghi al supraviețuirii și ne poate face asigura protecția în cazul prăbușirii tavanului sau alte obiecte voluminoase. Este extrem de important să rămânem acolo, să nu stăm lângă ferestre, să, dacă suntem în bucătărie, să închidem gazul și să nu stăm lângă bufetul din care se poate prăbuși vesela, iar dacă sunteți în pat, și atenție, atunci când vă amenajați dormitorul, nu puneți tablouri grele, polițe în dreptul patului, pentru că poate deveni unul dintre cele mai sigure locuri. Dacă sunteți în pat în momentul producerii cutremurului, acoperiți-vă capul cu o pernă și rămâneți acolo. Ceea ce este extrem de important și nu faceți niciodată acest lucru, nu ieșiți pe scări, nu părăsiți clădirea în momentul în care există acest cutremur, pentru că, pe de o parte, casa scărilor nu este chiar cel mai sigur loc și se poate prăbuși, iar pe de altă parte, gândiți-vă că în haosul, agitația, mișcările de atunci, s-ar putea să vă rătăciți și să nu mai puteți ieși de acolo. Iar ceea ce este iar extrem de important, că este un mit care îl spun toți românii, asta sub o grindă în apartament nu reprezintă de fapt un element de protecție dacă acea grindă nu este în structura de rezistență, așa că evitați acele poziționări pentru că pot însemna un factor de risc suplimentar. Dacă sunteți în zonele aglomerate și atenție, școală, grădiniță, spital, oamenii ar trebui să, dacă ar exersa aceste mișcări simple, aceste tehnici de supraviețuire, să nu intre în panică, pentru că busculada poate să provoace foarte multe victime. Ați văzut ce s-a întâmplat în Coreea la un festival, da. Iar a avea calmul și stăpânirea necesară și a ști să ne ieșim încet unul câte unul, este extrem de important. Extrem de dificil acest lucru, să îți păstrezi calmul când este o situație, dar ar trebui să putem să facem asta. Într-o România, concluzie, mai avem 10 secunde, domnule doctor. Într-o România în care expoziția unei butelii creează probleme și te plimbi de colo-colo pe cerul patriei și străinătate, eu am mari rezerve apropo de așa ceva. Și să știți că în Parlamentul European am reușit acel mecanism european de protecție civilă și Rescue, salvarea Europei. Sunt 3,1 miliarde de euro, doamna Popescu. Ar fi trebuit ca în acest moment, mai este și pandemie, am cerut să știți că în aceste zile și Comisiei Europene să facă acel fond special pentru situații de urgență din fondul de solidaritate. România ar fi normal să aibă, sau din cel miliard de euro dați pe vaccin, aiurea care se vor duce la coș, corect, să avem 8 spitale modulare. 8 apropo spitale modulare de datele care pe care le prezentam mai devreme, 8 spitale, ar fi bine să fie 8 spitale modulare, noi la noi în țară. Din păcate nu mai avem timp. Vă mulțumesc.